Dar le spun eu la DDB. Cumpărați la masa credală, cât au ei, iau nu știu cât. Cumpărați majoritatea la masa credală, cât ai? 1 milion. Bă, îți dau 200.000, că îi pierzi. Bă, intră în faliment, îi pierzi. Bă, ai de luat 700.000. Bă, îți dau 100.000, că îi pierzi. Cumpără, că așa am făcut și eu. La anumite societăți, intră. Bă, cât de e? Atât, bine mă. Cumpără cu 20% și dacă ea are 7 milioane, 20% înseamnă 1.700.000, nu mai ea are, nu? Leștec, nu-i cu 20%, mai puțin, că au și ei. Și nici n-ai nevoie de 100%, ai nevoie de majoritate. Deci câteva sute de mii, dacă e cumperi creanțele, faci majoritate, ștergi datorile, hai noroc, la revedere!